Am intrat. Bună seara, dragi telespectatori. Bună seara, domnule primar, dragi telespectatori, domnul primar Gheorghe Păsărin de la Bâlteni. Bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara tuturor telespectatorilor noastre. Și a oamenilor din Bâlteni, care sigur ne văd acum, sigur, pentru că i-am anunțat că avem din subiectul ăsta în seara asta. Emisiunea Viața Gorjului, tema izlazul din Bâlteni, mărul discordiei. Avem acolo un număr de SMS 0766314582. Avem și o variantă pentru cei care sunt implicați în caz, care sunt acuzați eventual, dacă doresc să intre în direct cu noi, dar să nu sune decât pe 0353568913. Da? Deci cine dorește să sune și este acuzat în acest caz, deci până acum nu și-au exprimat dorința să intre în direct cu noi, dar dacă pe măsură ce văd emisiunea doresc să intre în direct cu noi, 0353568913. E bine regia numărul? 568913. Perfect. Mulțumim, regia. Și acum, domnule primar, foarte pe scurt, mai întâi să prezentăm cazul, dar foarte pe scurt, pentru că vreau să arătăm, am fost în teren și am filmat și opinia cetățenilor care ne-au solicitat să mergem acolo, că e o problemă, și o să vedem și după aceea extindem subiectul. Discutăm, da. Da. Ce s-a întâmplat? Oamenii ne-au sunat, domnule primarul vrea să dea izlazul la o firmă. Și noi să rămânem, să nu avem unde să pască materialului respectiv. Vreau să vă spun că probabil sunt și oameni care nu sunt de acord întotdeauna cu măsurile întreprinse de mine în comună. Cu siguranță cetățenii care v-au sunat pe dumneavoastră au fost dezinformați. Eu sunt pentru cetățenii comunei Bâlteni pentru a le rezolva problemele. M-am angajat într-un program de campanie când am preluat acest mandat și sigur nici nu am de gând să-i dezamăgesc și în primul rând pentru mine contează problemele cetățenilor comunei și nici de cum altfel de probleme. Deci de asta vreau să asigur cetățenii comunei Bâlteni că în primul rând primează problemele dumnealor și nici de cum altfel de probleme. Este foarte adevărat că pe raza comunei Bâlteni poate să activeze orice fel de firme care își obțin autorizații, care își declară punct de lucru pe raza comunei. Acum sunt activități care necesită autorizare din partea primăriei și sunt activități care nu necesită astfel de autorizare și atunci noi nu avem cum să ne opunem funcționarilor pe raza comunei Bâlteni. Și ca să înțeleagă toți telespectatorii, este vorba despre firma Gradena River SRL, administrator doamna Mădălina Berbecel, pe care am și sunat-o astăzi și a spus că nu dorește să comenteze acest subiect, nu dorește să intre în direct. Am promis, i-am spus de fapt că dânsa n-avea nicio pretenție, că are dreptul să spună punctul de vedere, dar că am să îl prezint eu. Deci, dumneai a închiriat un spațiu. Să facem un scurt fost istoric. Da? Deci, acolo spațiul respectiv al fostului CAP a fost cumpărat de o firmă privată și la vremea respectivă nici măcar nu eram primar și firește tranzacțiile între persoane fizice sau persoane fizice juridice sau persoane sunt juridice libere. Sunt libere și nu sunt e treaba primăriei. Codului civil. Da. Mai departe, dumneavoastră a închiriat sau, mă rog, firma respectivă Gradena sau Gardena, cum îi spune, Gradena, a închiriat acest spațiu destinat unor Gardena, scuzați-mă. Gardena, Gardena River SRL. A închiriat acest spațiu pentru a desfășura activități de, dacă îmi dați voie să citesc din autorizație, creșterea ovinelor și caprinelor de la dumneavoastră. Așa. Nu este nu e eliberată această autorizație, este eliberată de Agenția Națională Sanitar Veterinară, sunt celelalte certificate constatatoare de la Registrul Comerțului. Din punctul ăsta de vedere, noi nu ne putem opune, noi ca autoritate publică, nu ne putem opune desfășurării activității pe raza comunei Bâlteni acestei firme. De acord cu dumneavoastră, dar a venit firma respectivă și a făcut o cerere către primărie în care spune că dorește să pășuneze pe izlazul oamenilor, al comunei. Am luat în vedere cererea firmei respective,
Dar la nivelul Comunei Bâlteni avem înregistrate la ora asta foarte multe cereri din partea cetățenilor care fac parte din comunitatea noastră, da? Și avem aici un număr de 14 cetățeni care să au înregistrate atât la Registrul Agricol cât și în Registrul Exploatațiilor Agricole animalele care le au în proprietate și care au nevoie de a pășuna în perioada stabilită prin hotărârea ale Consiliului Local, prin conform legislației în vigoare, au nevoie de acest izlaț. Intenția mea ca și primar nu este să neapărat să dăm voie altor firme sau altor cetățeni să desfășoare activități pe raza Comunei Bâlteni. Nu trebuie să afectăm interesul cetățenilor Comunei Bâlteni. Asta ar fi ideea, pentru că încurajarea investitorilor e un lucru bun. Sigur că da, sigur, dar investiții pe raza Comunei Bâlteni nu înseamnă numai a pășuna islazul. Investiții pe raza Comunei Bâlteni înseamnă și locuri a plăti de muncă, locuri de muncă, impozite la bugetul local și implicit bunăstare, de construire care presupune bunăstare în cadrul comunei. Absolut, prin tot felul de demersuri și prin activitățile pe care le desfășoară la nivelul unei comunități, o societate comercială, firește să aducă plus valoare în cadrul comunei. Dar întrebarea mea este, a adus plus valoare această societate? Deci la ora asta eu am... A angajat oameni din localitate? Nu, a dat deci impozite. Nu avem niciun contract de muncă încheiat cu vreun cetățean al Comunei Bâlteni de această firmă. Mai eu nu vreau să creez o răzmeriță între cetățeni și firma respectivă. Mai ales că oamenii ziceau că ies cu furca. Deci, înțelegeți-mă, am încercat să fiu pacifist sau să fiu împăciuitor, cu alte cuvinte, și să încercăm să aducem lucrurile pe un făgaș normal. Nu mi se pare normal, indiferent cine a adus această firmă acolo și nu vreau să fac niciun fel de afirmație... Nici nu e cazul că nu, ăsta e... În primul rând, darea autorizației este un punct declarat, un punct de lucru declarat pe raza lucrează Comunei Bâlteni, legal dar, acolo. Dar insist pe ideea că nu aduc niciun fel de plus valoare cetățenilor și, până la urmă, Comunei Bâlteni. Această firmă. Deci nu se poate considera un investitor în localitate. Nu pot să-l consider un investitor atâta timp cât nu a creat un loc de muncă. A închiriat, este un chiriaș în Comuna Bâlteni și nu a adus un leu în bugetul local. Haideți să vedem și materialul, dacă regia ne poate ajuta să-l pregătim, ca să vedem și ce spuneau oamenii. Sigur. Am selecționat din el pentru că ei erau foarte supărați și au vorbit foarte mult și toți odată. Probabil. Acum înțelegeți-mi și situația mea. Nu sunt tocmai plăcut tuturor potențialilor candidați la fotoliu primăriei. Contracandidaților nici atât. Încă fostul primar mai are reminiscențe în acest sens și cred că nu s-a obișnuit cu ideea că nu mai este primar. Și încearcă, sau dumnealui sau alții, încearcă tot felul de artificii în a pune oamenii în cap, pe românește. Uh-huh. Nu vreau nici de cum să lezez interesele cetățenilor Comunei Bâlteni și prin activitățile pe care le-am inițiat și le-am derulat până în momentul de față, cred că nu am fost împotriva intereselor cetățenilor Comunei Bâlteni și nici de acum încolo nu voi vrea să fac acest lucru. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit acolo în mijlocul oamenilor în momentul în care v-am solicitat și v-am spus că venim la fața locului. Ne-ați spus inițial că ne așteptați la primărie, după care v-au sigur, solicitat și oamenii este vorba și ați venit chiar acolo în mijlocul oamenilor. Am vrut să plec inițial de la actele care făceau dovada a ceea ce am spus eu. Da. După când cum bine știți, după cum bine știți, am luat actele acolo, din primărie și am venit către dumneavoastră și v-am pus la dispoziție tot ceea ce era de față cu oamenii. La primărie, asta astfel încât să discutăm transparent. Sunt pentru transparență, sunt pentru comunicare cu oamenii, dovadă că am și venit în mijlocul lor și vă rog să-mi înțelegeți poziția, sunt neapărat într-o poziție ingrată. Pur și simplu, adică nu cred că firma respectivă are, să zicem, onoarea să facă parte din comunitate atâta timp când nu a investit nimic în Comuna Bâlteni. Am înțeles. Regia, vă rog materialul și continuăm după aceea, domnule primar. M-a chemat primăria acum o lună de zile, că am deprimit 70 de ani la desfăgubiri. Eu, Dobroiești. Și... Nu, să-mi dea terenul, să-l găsesc eu. Să vă retrocedeze,
Exact. Da, să-mi dea terenul la despăgubire. Și a zis așa, să mă duc în izlazul comunal. Eu, Dobrogea. Și a zis, da? Da? Primarul. Și știți ce i-am spus? Domnule, nu mă duc acolo să retrocedez eu terenul. Că spune clar anexa 3. Este interzis eliberarea titlurilor de proprietate pe izlazurile comunale, pe domeniile publice și pe drumurile comunale. Izlazul acum e în proprietatea primăriei, practic. Nu, ia comunii. Ia comunii. Izlaz comunal. La comunii. Primarul nu are voie să facă licitații. Categorii. Nu are voie să facă licitații fără acceptul oamenilor din comună. Pentru deci că după ce se face o situație clară câte animale avem la nivel de comună, atunci putem să discutăm dacă acest om poate fi primit aici, există posibilitatea sau nu. Dar ținând cont că din luna iunie, fiecărui an, când se pune căldura izlazul ăsta să arde complet, vacile pas pe valea în sus. Doamne, izlazurile astea n-au capacitate pentru 200-300 de animale. Nu. Pentru 600 de oi. 40 de hectare adică de izlaz. Adică noi ne ducem la divizie pare noastre. Dar ce Dumnezeu? Acum întrebarea mea e următoare. La noi în sat. Rușine mare. Rușine mare. Numai puțin, vă rog din suflet. A venit alții din altă parte. De ce, domnule primar, nu-i dai Milu Dobrâu 70 de ani la despăgubire? Spuneți-mi, nu mă lasă nici el, că izlaz comunal. Izlaz comunal, corect. Corect, dacă izlaz comunal, n-are ce căuta oamenii ăștia din afara țării. Atâta timp cât are autorizație de funcționare. Ce funcționează? Ce mănâncă primar? Câte animale aveți dumneavoastră? Peste 150 de vaci la nivel de comună. Păi are oi, are capre, nu vaci. Dați seama că izlazul ăsta nici pentru dumneavoastră nu este suficient. Nu e. Nu este suficient pentru a zicra. Asta avem probleme. Nu e necesarul de hrană pe tot timpul anului pentru animale dumneavoastră. Da, domnul primar, noi așteptăm răspunsul primării și o acționăm în instanță pentru anularea actului de proprietate din voi. Nu are act de proprietate, are act de închiriere. Actul de închiriere cerem anularea acestui act pentru că... Cu dumneavoastră. Stați, femeie, puțin. Stați. Stați un pic, că dumneavoastră deja avansați lucrurile. Nu înțelegeți că ce se vinde izlaz. Domnule, dar ce să facă cu el dacă ne vinde iarba? Actul prin care a cumpărat. Actul prin care ei au deschis. Comuniste, domnule, ne-au luat pământul, ne-au luat pământul. Este o lege unde va. Nu înțelege că e licitație pentru vânzare. Legea există pentru comuna Moi. Atât noi avem izlaz aici. Așa. Undeva prin lege, doamnă, spune așa, că nu au dreptul să alții străini decât locatarii. Nu știu eu legea, am să o caut pe internet, din, să pun copii. Nu are dreptul cineva din afară decât cei din comuna deci respectivă să facă această închiriere. Deci nu vreau să fac lobby pentru firma asta, dar mă nu, pot nevoie să vă dau nu, un răspuns. Nu, dar nici nu zicem mai că din întâmplare, exact ceva, nu, numai puțin. Dacă încoate nu-i de aici citesc, din comună, cum? Vine el și mă, adică te primesc în casă și acum scoți afară, nu? Deci din întâmplare această firmă... Când am venit aici cu caprele, a zis că ei nu le scoate. Caprele ăștia sunt străine și nu mănâncă iarbă, nu mănâncă frunză. Bun, așa a făcut-o aproape un an. Și aproape un an așa a făcut. Și pe urmă încet în cele scoase și început să ne spună să ne cam ușuim. Păi se poate? Adică cum? Deci din întâmplare, încă o dată vă spun, are toate autorizațiile legale. Ca să vină să pască la noi. Să pască la noi. Dar să vedem legea aia. Băi, puțină liniște, că nu ne înțelegem. Pe aici, care au grajdul aici, au 50 hectare la turceni. La Câmpul Mare. Păi da, nu e problema mea. Nu e. Nu, eu chiar nu vreau să fac lobby pentru firma asta, înțelegeți-vă, nu-mi convine situația. Primar, ăsta care să ducă... Situația. Condescu să ducă la Negomir, să ducă la Turcen, la Vale. Au acolo și 50 hectare și la Negomir ce mare. Nu știu cine este administratorul firmei. Domnule dragă, nu ai puțin. Condescu, o secundă. Condescu ne-a luat pământul nostru ăla care e așa și l-a luat odată, are oi, are capre și acum le-a dus să ne mănânce nouă iarba de aici. Nu se poate așa ceva. Nu suntem comuniști. Nu suntem comuniști. S-a terminat cu legile comuniștilor. S-a terminat, domnule. Deci eu nu am terminat. Dumneavoastră ați depus cerere pentru închiriere? Păi cum să depunem? Păi dacă e izlazul. Doamnă scumpă, o secundă să vă spun. Toți cetățenii, domnul primar are obligația ca toți cetățenii care au faci să le învoiască. Să le învoie la ce înseamnă? Să vă plătească primării. Vedeți dumneavoastră, înseamnă o închiriere. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu e închiriere, să învoiți pe bărboi care are trei vaci cu atâta. Să-mi vorbiți pe ăla. Dom'le, asta este ideea.
Care idee? Ați avut un contract până acum? Ce? Cu ăsta? Izlaz comunal, domnule. Ce? El a luat CAP-ul și a pus pe izlazul comunal, cirește și merge. Păi a fost un contract, dar când ce l-a negomit? Cine a pășunat? Nu aici l-a negomit. Comuna, până acum. Fără închiriere? Fără nimic. Fără ăștia cu închiriere, fără nimic. Ce putea să facă fostul primar înaintea lui Dânsu, Vlăduleanu, să plătească, băi, băi, ai trei vaci, ia și tu 50 de lei pe an. Asta vreau să vă spun, venind după o situație, da? Venind după o situație în care nimeni nu a parcelat, nimeni nu a făcut contracte de închiriere. Ascultați-mă puțin, Neanicule. Ce să vă mă ascult, domnule? Doamne, stați puțin, mă lăsați să vorbesc. Dar vorbiți. Păi dacă vorbiți, dumneavoastră plec și gata, că n-are rost să... Păi cum să plecați din fața poporului? Noi v-am ales să stați cu noi aici. Dar mă las să vorbesc și eu. Vă las, da, v-am ales să stați cu noi. Deci încă o dată vă spun. Această formă de închiriere, cât o fie de mică, că nimeni nu are un cap să vă ia dumneavoastră numai, nu știu ce, taxe, decât acelea care sunt legale. E cu totul altceva, domnule primar, închirierea. Domnule, nu înțelegeți, în voială sau închirierea, până la urmă dumneavoastră îi spuneți în voială. Legiuitorul acum îi spune închiriere. Așa era denumită înainte, în voială. Acum îi spune închiriere. Te învoia pe mata să pășunezi contra sumei de. De. Da? Nu contează cât e suma. Anul ăsta, că aveam vacă. Corect. Adică de ani de zile nu s-a făcut treaba asta. Așa plăteam, doamnă, înainte. Și ne-a plăcut. Și uitați-vă cum arată izlazul. Ce are? Ce are, dar? E împădurit jumătate. De ce e împădurit? Pentru că nimeni nu s-a mai ocupat de el. Și 25. Da. Supărați oamenii de la Bâlteni și pe bună dreptate, da, pentru înțeleg că... supărarea, dar revin la ideea că nimeni nu s-a ocupat de acest islas ani de zile. O secundă, vreau să fac o precizare ca să nu uităm. Se vorbește despre Marin Condescu în material. Eu am luat legătura cu Mădălina Berbecer pentru că ea răspunde de această firmă. Ea a spus că nu comentează, deci firma nu comentează. Are legătură și cu Condescu, se pare, are legătură și cu alte persoane. Nu știu, nu am... Eu am nu e treaba noastră. Noi am cerut Mădălinei Berbecer, deci care se ocupă, firmei, da. Să spunem, ea se ocupă de firmă, ea reprezintă până la urmă. Firma. Nu știu cine reprezintă, da. Nu știu cine sunt acționarii firmei, Mădălina Berbecer știu că reprezintă firma. Da, eu am vorbit cu ea și a spus că nu vrea să reprezinte niciun punct de vedere, așa că ceea ce vreau să asigur, și le spuneam atunci cetățenilor din Comuna Bâlteni, apucasem să mă informez oarecum sumar și cer scuze din acest punct de vedere că nu am fost foarte bine pus la punct în ceea ce privește legislația. Nu am niciun fel de interes în ceea ce privește închirierea acestui islaz comunal sau pășune comunală pentru alte persoane care nu fac parte din comunitatea noastră. Și acum sunt 3-4 acte normative care stabilesc foarte bine ce se întâmplă cu aceste islazuri comunale. E vorba de ordonanța 34/2013, este vorba de legea 165/2013 care s-a prelungit până la finele lunii iunie. Este vorba de ordinul Ministerului de Finanțe, pardon, Ministerului Agriculturii 544/2013 și este vorba de ordonanță de hotărârea de guvern numărul 1064/2013 care stabilesc sau care aprobă normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OG 34/2013. Și acum vreau să vă spun un lucru care și pe ansamblu l-am găsit studiind toată problema asta. Ce? Concluzie, conform articolului 6 din ordonanța numărul 1064, hotărârea de guvern 1064/2013, articolul 6 aliniatul 3. Utilizarea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, se face de către membrii colectivității locale, proprietari de animale înregistrate la Registrul Național al Exploatațiilor. Deci membrii comunității locale și atunci... Dau asigurări tuturor cetățenilor din Comuna Bâlteni că nu fac altceva decât să fiu pentru cetățenii Comunei Bâlteni. Acum, dumnealor, în situația respectivă îmi descria o stare de fapt. Eu n-am făcut altceva decât să mă conformez la acea stare de fapt, fără să spun altceva, că vom respecta legislația în vigoare și cu siguranță aceasta vom face. Am o secundă, am să vă întrerup. Avem un SMS pe numărul pe care l-am afișat. Din păcate, persoana nu se semnează și are
un limbaj licențios, spune CNA, un motiv pentru care nu putem citi SMS-ul. Vă rog să nu fiți răutăcioși, vă rog să spuneți dacă aveți ceva de acuzat. Acum, pe bune, și să vă dați și numele dacă aveți ceva de acuzat. Am să-l întreb pe domnul primar și dânsul trebuie să ne răspundă. Dacă nu vă dați numele și înjurați, îmi pare rău, nu pot să citesc SMS-urile, da? Să continuăm. Și da, vă rog să nu sunați. Asta e rugămintea mea, să nu sunați. Doamna Mădălina Berbecel, care apare, deși e dreptul dânsei să facă o cerere la primărie. Sigur. Care apare, să zicem, ca acuzat din partea firmei sau firma acuzată că vrea să le ocupe, are posibilitatea să sune în direct, dacă totuși s-a hotărât să prezinte un punct de vedere, la 0353568913. În afară de doamna, restul cetățenii, dacă doresc, sau și alți oameni din afară, dacă vor. Dacă mi-aș dori să intrăm și în discuție în direct, dacă s-ar putea la dumneavoastră. Cu cine? Cei care cu cetățenii? Doresc. Sigur, da? Că da. Atunci, sigur. Haideți deci să... Nu este niciun fel de problemă și sunt haideți în măsură să afișăm că... telefonul, dacă se poate, regia. Dar rugămintea mea este următoarea. Dragii telespectatori, dacă începeți cu cuvinte licențioase, vă tăiem microfonul. Ne pare rău, CNA-ul nu ne permite să ne înjurăm aici pe post. Da? Deci, de tipul acestui mesaj, dacă trimite sau sunați și vorbiți urât, veți fi tăiați pe loc. Da? Vă anunț de acum și colegii din regie să nu așteptați să vă spun eu, la primul cuvânt care nu este haideți în regulă să tăiați telefonul. Să revin puțin la mulțumim tot ceea ce am da, întreprins. Deci până acum, în mod expres o spun, nu am avut niciun fel de, până la declanșarea, să spunem, acestui conflict, nu am avut niciun fel de cerere depusă din partea vreunui cetățean din Comuna Bulteni. Este foarte adevărat, islazul respectiv aparține Comunei Bulteni, satului Moi. Și a fost folosit în anii trecuți de oameni. Și a fost folosit în anii trecuți de oameni, dar încă o dată o spun, cu toată părerea de rău, a fost folosit în mod neeconomic, în mod nerentabil, adică... Și s-a și distrus după câte am înțeles. Distrugere, adică împădurire și cred că nu aduce niciun fel de beneficiu nimănui. Eu ceea ce îmi doresc de la cetățenii Comunei Bulteni și de la oamenii satului Moi, în mod special, pentru că discutăm de islazul din satul Moi, da? Îmi doresc să facem un plan de acțiune astfel încât să putem, ca pe viitor, să asigurăm necesarul de hrană pentru animalele deținute de cetățenii Comunei Bulteni. Care sunt destul de multe. Care sunt într-un număr foarte mare și care îmi doresc din suflet să fie și mai mare, pentru dar că nu aduce altceva de... Dar și suprafața izlazului trebuie să fie suficient de mare pentru a... Este foarte adevărat și asta. Deci, la ora actuală, cred că sunt aproximativ 100 de hectare, însă dintr-o 100 de hectare, nu știu dacă sunt jumătate care sunt strict pentru pășunat, pentru că cealaltă jumătate s-a împădurit. Iarăși vorbesc de un management defectuos care a fost la nivelul Comunei Bulteni și, dacă nu mă înșel, au fost luat și de la bani de la APIA în anii trecuți. Da, spuneau oamenii că s-au luat, da? Bani de la APIA în și anii trecuți. Și nu știu pe ce s-au consumat. De către primărie. Nici nu vreau să intru în aceste detalii, pentru poate că nu sunt, aici la, nu sunt aici la duce acuze nimănui. Eu vreau să... să spunem, să readucem o stare de normalitate în satul Moi și să îi asigur pe cetățenii satului Moi și pe toți cetățenii Comunei Bulteni că nu fac altceva decât să lucrez în folosul dumnealor, pentru că pentru asta m-au investit și nu vreau să le fie rău, în primul rând, dumnealor și în același timp și mie. Da. Am afișat acum, colegii m-au ajutat și au afișat și numărul de telefon. Cine vrea să intre în direct, sună pe 0353568913. Cine trimite SMS, trimite pe 0766314582. Vă rog ca pe acest telefon să nu sunați, da? Sunați pe cel fix. Dacă vreți să trimite SMS, trimiteți aici, da? Deci încă o dată avem, vă rog, nu mai sunați. Avem la nivel de primăria Bulteni înregistrate un număr de 14 cereri pentru închiriere a, mă rog, diversor suprafețe de teren în vederea pășunatului. Acea înboiere care spunea oamenii că exact, se chema înainte? Exact. Iată că dumnealor m-au înțeles și le mulțumesc din suflet că au înțeles dorința mea de a intra într-o stare de normalitate, ceea ce ne-am dorit de când am preluat acest mandat. Să intrăm într-o stare de normalitate și să creăm suprafețe foarte bune de pășunat și nu să avem mărăcinișuri, să avem suprafețe împăturite în acest izlaz, astfel încât o bună perioadă din timpul anului, care o definim noi împreună ca fiind optimă, să pășuneze și să nu mai fie nevoie de a face, mă rog,
prin diverse acte comerciale sau în diverse, pe diverse suprafețe de teren să facă rost de nutreți pentru animale care le dețin. Mă bucur din suflet să văd că este un număr destul de impresionant de animale. Impresionant pentru zilele noastre, că în alte condiții e relativ mic. Și vreau să asigur pe toți cetățenii Comunei Vâlteni și îi invit pe cei care au disponibilitate și le voi comunica sigur că sigur data ședinței de Consiliu, să vină în ședința de Consiliu astfel încât să putem să discutăm pe viu ceea ce măsurile pe care le-am propus. Dar în primul rând îi asigur că nu există intenția de a închiria, de a da spre folosință în afara cetățenilor Comunei Bâlteni această suprafață de teren care este destinată pășunatului, mă rog, islazul comunal. Cred că deja am demarat... Iar vă întrerup, domnule primar, am o rugăminte. Dacă sunați, totuși, haideți să sunăm cei care suntem din Bâlteni, pentru că domnul primar nu poate să vorbească în general despre închirierile de islazuri. În măsura posibilităților, sigur, nu mă deranjează că putem să preluăm orice... Și din alte localități? Da, acum în măsura în care cunosc, adică discutăm despre oarecum legislație. Bun, atunci să revină telespectatorul, este din Stolojan și vrea să întrebe în legătură cu un islaz. Vă faceți avocat. Nu mă fac avocat, dar putem răspunde oricui, nu e o problemă. Asta în măsura în care putem în să răspundem. Nu vreau care... să refuzăm niciun Bine, fel atunci. De apel. Da. Haideți să vedem, încercăm să luăm un telefon. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Rădulicea Nicolae din Stolojani, orașul Turceni. Spuneți. Avem și noi izlazul nostru din Stolojani, l-a ocupat un boier. Așa, și boierul este fost proprietar în zona? Nu. A fost proprietar, dar este proprietar încolo și primăria l-a proprietărit pe izlazul nostru. Ne-a mai lăsat decât o bucată de izlaz. Stolojani, adică Arcani? Nu, de Gorj. De Turceni, orașul de Turceni, Turceni de Gorj. Lângă Bâlteni, la Bâlteni venim spre Turceni. La Turceni, da? Așa. Și cine a ocupat izlazul? Boierul Stolojan, nu știm nici noi acum. Am înțeles. Am fost la primărie, suntem o grămadă de cetățeni, am făcut la APIA să depunem și noi cererile pentru să luăm izlazul. Pentru subvenție, da? Așa. Pentru întreținerea izlazului, se poate, domnul primar. Da. Și nu ne pune nimeni nicio temă. Ne-a spus că izlazul a împroprietărit primăria, a împroprietărit boierul, că a venit cu o hârtie de judecătorie să împroprietărească izlazul. Nu știm acum. Iertați-mă, vă rog, din suflet că vă întrerup. Da. Deci, cu siguranță, primarul orașului Turceni vă poate spune mai multe. Ceea ce pot eu să vă spun este că din legea 165/2013, articolul 12, aliniatul 2, spune așa că pentru terenul prevăzut la aliniatul 1, adică islazul comunal, litera B, regimul juridic și categoria de folosință, se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu acordul populației cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială, acord exprimat în urma organizării unui referendum, în termenul prevăzut la articolul 6, aliniatul 1. Deci eu sunt convins că nu cred că primarul Turcenului a făcut așa ceva și acum, încă o dată, vă rog să... identificați problema foarte exact pentru că... Noi am fost astăzi în audiență, a fost o ședință la Turceni. Am fost cu 4-5 oameni, săteni bătrâni. Și nu ne bagă nimeni în seamă. A fost vicesecretară, domnul primar n-a fost, a fost plecat într-o delegație. Aș avea o rugăminte la dumneavoastră, vreau... Alo? Da. Am o rugăminte. Domnul care se află lângă mine este primarul orașului Bâlteni. Da, știu. Știți, da? Da. Comunei, să deveniți oraș. Da. Este primarul Comunei Bâlteni și nu are chiar calitatea de a comenta ce fac colegii. Nu pot să răspund și să comentez în numele primarului de la Turceni, dar cu siguranță... Trebuie văzute actele, nu e așa de simplu. V-aș ruga să mergeți în audiență la domnul primar și sigur va rezolva în mod cât se poate de legal problema. Eu vreau să zic dacă proprietarul ăsta, boierul, l-a împroprietărit pe izlazul nostru. Nu putea să-l împroprietărească. Destinația acestor terenuri nu se putea schimba decât prin referendum. Ce v-am spus mai devreme? Păi le-am spus.
spus domnul primar, le-am spus că nu se poate și ei ne dau afară ca pe câini. Suntem un sat, luni ne ducem la primărie, la Turceni, am spus că dacă nu sunt și televiziunea, să vină televiziunea. Suntem nu 5 oameni, suntem 100. Și nu ne băgă nimeni în seamă, că auzi că n-are ce să facem nici cu judecătoria. Domnule, stai că îi dăm în judecată. Siguranță, cu siguranță este o neînțelegere la mijloc și v-aș ruga să stați de vorbă cu primarul Turcenului și sigur va rezolva problema. Da, oricum o să ne ducem luni în audiență. Sigur. O seară dacă bună. Dacă sunăm la televiziune după aceea să vină să ne pune în posesie, să ne arate și noi, să filmăm izlazul, să poate... La televiziunea asta de aici. Am înțeles. Noi putem să venim, dar trebuie să veniți cu niște dovezi, documente, dacă ne puteți... Documente nu ne dă nimeni, nici hărțile de acolo, că am vrut să luăm hărți și nu ne-a dat nimeni nimic. Da, sunați, vă rog, după terminarea emisiunii și o să... Da, nu, că începe emisiunea dedicații. Mâine dimineață la 8:30 sunați pe numărul pe care ați sunat acum să îmi dați și mie pe fax niște documente, să discutăm, să vedem exact despre ce e vorba și putem veni la fața locului. Bine, să rămână o zi bună. O seară bună, vă doresc. O seară bună. Avem un mesaj. Domnule primar... Cum credeți dumneavoastră că mai e pășune pentru vite când au venit alții cu atâtea capre și oi pe izlaz comunal? Deci vă mulțumesc. Dacă la ora asta... Care alții? La cine se referă mesajul? Cred că alții se referă exact la firma la de care... La acest caz, da? Da. Dacă la ora asta, rog, cineva desfășoară activități de genul acesta de pășunat pe izlazul comunal, vă rog foarte mult să mă sunați. Sau sunt autorități care să poată să ia măsuri imediate în sensul că pășunatul în această perioadă este interzis. Da, corect. Da? Mă scuzați, da, vă rog. Nu, să terminăm. Și atunci cred că cel mai bun lucru este să discutăm printr-un dialog atât cu autoritățile publice locale, adică cu primăria Bâlteni, și dacă sunt astfel de cazuri, vă rog să nu ezitați să le sesizați la poliție, până la urmă la cei care sunt în măsură să... Și la primărie, bineînțeles. Și la primărie, deci am spus-o în primul rând la primărie, și iar dacă se constată cazuri de încălcare a legii, până la urmă există măsuri coercitive astfel încât să putem să stopăm acest abuz din partea celor care o fac. Da. Primesc telefoane insistente pe acest număr de telefon. Am trimis un SMS persoanei care tot sună. Are afișat 0353568913. Dacă doriți doar să bulversați emisiunea, pot să iau și mesaje în continuare. Mai avem un mesaj și rugămintea mea ar fi celor care trimis SMS-uri să se și recomande, să spună numele și atunci când sună, da? Discutăm, nu e problemă de asta. Deci normal este să vă spuneți numele, să vă asumați ceea ce spuneți, da? Deci am să resping în continuare acel telefon pentru că nu pot, deci înțelegeți, nu pot să răspund la telefon. Da? Avem un mesaj, un domn care se cheamă Marius Ciobotea și care spune: avem mare încredere în domnul primar, suntem fericiți că vă avem alături de noi, cu dumneavoastră sigur reușit. E o glumă, face mișto sau e cineva care crede că sunteți un... Adică îl știți pe Marius Ciobotea? Nu știu, cred că este... Ghilimele n-a pus, cu siguranță oricum. Este un cetățean, numele al aparținei comune Bâlteni, da? Ciobotea. Dar nu, e mulțumesc din suflet pentru aprecieri și serios. Cu siguranță nu vreau să vă dezamăgesc și credeți-mă, sunt cu tot sufletul și cu toată puterea, mă rog, de care dau dovadă să fiu alături de dumneavoastră și în orice moment. Da, și mai este, acum văd că mai era un SMS, dorim ca domnul primar să fie alături de noi până la capăt în... Deci în această asta... problemă, deci... și în altele... Munca cu respect, asta, Gore Tătaru. Mulțumesc din sufletul meu, Tătaru. Munca aceasta nu-i pun eu capăt, dumneavoastră îi veți pune capăt și eu vreau să fiți mulțumiți astfel încât să nu-i puneți capăt așa curând. Cine? Cetățenii. Dumneavoastră, eu... nu, Doamne ferește! Nu, cetățenii comuni, noi pentru nu votăm că la noi nu putem, la nu avem un și capăt nu ne-am de drum. Pus. Și sigur, nu, mă gândeam că niște, credeți dumneavoastră că noi ne-am niște... pus să vă dăm jos de la primărie. Nu, Doamne ferește, că nu avem nicio treabă. Niciun fel de motiv. M-am speriat. Am spus doar că singurii care ne penalizează pe noi și care pot să stabilească capătul de drum și care pot să stabilească până la urmă continuăm sau nu continuăm cu acesta, sunt cetățenii comunei și dacă sunt mulțumiți, firește, ne vor da încă un mandat. Dacă nu,
ne pun capăt așa cum... Da. Da? Mandatului. Mai este un mesaj care vrea să fie anonim, dar am să-l citesc. Vă rog. Da? Se rezolvă cu caprele lui domn Condescu, dar cu oile lui Bărboi vreau să... Cum rămâne, probabil. Dar cu oile lui Bărboi. Mai există un domn Bărboi care are oi? Dacă este vorba de Bărboi... Iertați-mă, dați-mi voie să mă uit și puțin rog, în... Da. Unul dintre... În actele pe care le deținem. Avem Bărboi Nicolae și are declarate, este cetățean al comunei Bâlteni, are declarate 130 de oi. Eu, și unde le paște? Bietul om, din păcate, nu le prea paște în islasul comunal. Da unde? Am găsit tot felul de alte metode, le-a dus la un cioban, pe haldă, nu știu pe unde le-a dus. În orice caz, cred că nu a făcut nici stricăciuni. Și e de acolo, din comuna? Sigur, este deci din satul deci are dreptul ca și ceilalți. Sigur, are un drept egal ca și ceilalți și... Păi acum, adică nu, nu că... cred că nimeni din satul Măi și din comuna Bâlteni nu vrea să afecteze în vreun fel drepturile celorlalt vecin sau celorlalți cetățeni din comuna Bâlteni. Acum mi-amintesc că am făcut un subiect la Bâlteni legat tocmai de faptul că se cresc multe animale acolo. Erau alți nemulțumiți care spuneau și nu își dădeau numele că e plin trotuarul și spuneam eu acolo, mă scuzați, de căcăreze. Da, nu e problemă de asta. Și acum sunt acolo, m-am uitat, sunt acolo. Au trecut peste iarnă cu bine. Acum vreau să vă rog să înțelegeți și dumneavoastră un singur lucru. Am luat legătura la conviețuirea e grea, clar. Este grea și aș ruga cetățenii comunei Bâlteni să avem o acțiune mai blândă față de concetățenii noștri când există și astfel de situații. Doamne ferește, nu spune nimeni că acum toată lumea e sfântă. Nu se poate așa ceva. Însă trebuie să ne mai îngăduim și mici păcate. E drept, am vorbit cu cetățeanul respectiv la reclamația de atunci și am măturat omul, trotuarul. Tot trotuarul ăla de 50-200 de metri? Cât aparținea curții dumneavoastră și până au trecut animalele spre deal acolo, pe unde mergeau. Bă, nu putem nici să fim... Și nu vreau, Doamne ferește, e adevărat, trebuie întreținută ordine, disciplină și cu cât mai mult posibil să avem confortul necesar fiecăruia în cadrul comunei. Vă dați seama că cei care n-au animale nu sunt foarte mulțumiți de asta. Acum, tocmai cei care de asta au animale trec cu ele, cei care n-au animale asta, nu le convine. Tocmai de asta fac apel la toți cetățenii comunei să încercăm pe cât posibil să ne înțelegem unii pe ceilalți cu aceste mici probleme, pentru că până la urmă cetățeanul respectiv chiar nu avea pe unde să treacă cu animale sau dacă avea, probabil era impracticabil la vremea respectivă drumul și atunci încercăm. Și sigur, nu este de dorit ca în mijlocul comunității să stea ferme de animale sau, mă rog, mici ferme de animale, să le spunem așa. Cum sau măcar să aibă acces vă dați seama că fiecare, zonele unde fiecare pășunează. Încearcă să-și creeze cât de cât un venit de subsistență. Și cred că acel cetățean și asta sunt de acord. Și chiar am fost la casă și am filmat oi, caprele și ne-a spus, doamnă, ce să fac pe un să trec? Da, nu. Dar legea spune, știți, știu, hai să curățăm dacă am știu, făcut exact, mizerie. Exact, exact asta am încercat și l-am rugat atunci. Vă rog să faceți curățenie astfel încât să nu dar lezăm... Dar vă dați seama 100 și ceva de capre să mergi cu mătura după ele? Nu sunt răutăcioasă, dar e nu, greu. Doamne ferește, nici nu vreau, dar nici eu nu vreau soluția? Să... Ce soluție să fie? Până la urmă, omul probabil dacă va considera că are un beneficiu din creșterea animalelor, va căuta să-și organizeze această microfermă sau fermă, cum să-i spunem, pe un teren astfel încât să nu mai lezeze niciun corect fel de haideți că mai cetățean. Avem niște mesaje. Domnule primar, nu l-am înțeles foarte bine. Domnule primar, suntem un grup de proprietari din Altei. Altei, ce e Altei? Nu știu, vă rog, spuneți-mi mai multe. Altei? Deci proprietar din Altei, cu amare. O fi Bâlteni și poate că nu a putut din să Bâlteni, tasteze, da. Da, da. Așa, deci dumneavoastră trebuie să organizați totul pentru curățenia terenului, curățirea terenului, iar noi vom plăti sau participăm la curățire. Da, sigur, cred mulțumesc că se referă sigur, la, tocmai la, Islas. La Islas. Așa că vă rugăm să faceți ceea ce trebuie. Vă mulțumim. Deci, tocmai, iată ce comunicare bună aveți prin noi. Sigur. Vă rog din suflet și cu siguranță cei care au venit la mine zilele trecute tocmai pe această problemă a Islasului Comunal, cred că
am avut un dialog civilizat și mai mult de atât unul constructiv. Adică dorința mea este să ne organizăm astfel încât să putem nu numai să pășunăm acest islas, cât și să dezvoltăm oarecum o afacere cu acest islas, în sensul că... E bine iată că se cresc animale, e foarte sigur bine. Sigur că da, sigur. Iată că deja vin fonduri europene și deja apar primele ghiduri în care cei care au animale, cei care doresc să-și dezvolte afacerea în acest sens, vor beneficia de bani nerambursabili sau, mă rog, un procent foarte mic din ei rambursabil, bani proveniți din Uniunea Europeană și în acest sens vă rog, ușa mea este deschisă și vă sprijin în acest sens, firește, nu neapărat până la întocmirea ultimilor documente, dar primele documente, primele îndrumări, să spunem, vi le asigurăm printr-o consultanță gratuită la nivel de primăria Bâlteni. Pentru a obține finanțări. Sigur, sigur. Sunt iată pentru dezvoltarea acestor mici afaceri și până la urmă nu neapărat mici afaceri. Putem să dezvoltăm o afacere de anvergură și în acest sens i-am îndrumat chiar pe cetățenii care au fost prezenți la întâlnirea cu dumneavoastră. I-am îndrumat și atunci și îndrum și acum. Haideți să ne asociem într-o formă asociativă la nivelul Comunei Bâlteni, la nivel de sat, la nivel de comunitate. Iar vreau să faceți CAP? Nu CAP, vă rog din suflet. În momentul în care oamenii aud de asociere, se gândesc la CAP. Sunteți de acord cu mine? Vă rog din suflet, adică sunt două chestiuni distincte. Dacă la vremea respectivă cineva le lua cotă parte cu voie sau fără voia lor, da? Și mai mult fără voia lor, așa, oamenilor le lua parte din produsele pe care le realizau prin munca lor, acum nu le mai ia nimeni. Această formă asociativă vine în sprijinul dumnealor, astfel încât să putem să accesăm acești bani europeni pe care noi îi plătim la rândul nostru europei, ca să înțelegem că nu îi luăm degeaba. Haideți că până la urmă tot din banii noștri statul român suntem noi, da. Nu e altcineva. Din banii noștri dăm înapoi aceste, să le spunem, contribuții anuale sau cum vrem să le spunem noi, cotizații anuale ale României către Uniunea Europeană. Corect. Fiecare stat membru al Uniunii Europene probabil are o cotizație în funcție de numărul de locuitori, în funcție de suprafață și sunt niște criterii bine stabilite. De asta vă rog să înțelegeți că nu ne îndreptăm spre acele forme asociative din care ni se luau produse sau ne înrobeau pur și simplu. Da. Ne îndreptăm spre acele forme asociative în care Europa ne roagă lucrăm cu bani. Împreună, lucrăm împreună, dar ne rămâne nouă totul. Venitul este individual, raportat la munca și la ce prestează fiecare. Și ne mai dă și deci, Europa bani. Cu siguranță așa este. Mai avem 5 minute și aș vrea să terminăm de citit mesajele. Avem unul, nu vreau să-l ocolesc, dar n-are legătură cu subiectul. Vă rog. Așa că îl citim și rămâne ca temă pentru dumneavoastră. Câte mandatele mai trebuie să vadă gropile de pe ulițele neasfaltate și semnează Marius. Marius. Dacă e la dumneavoastră în comună, domnul Marius. Avem mulți Marius în comuna Bâlteni. Dacă până acum, de la începutul mandatului și până la ora asta, am dat dovadă că sunt pentru a stupa gropile, pentru a asfalta și pentru a duce mai la bine, mai departe comuna, vă rog să aveți încredere în mine. Dacă nu, vă rog să mi-o spuneți și răspicat, fie îmi voi da demisia, fie îmi voi cere scuze în măsura posibilităților față de dumneavoastră, în sensul că dacă mai sunt acceptate scuzele. Dar eu cu siguranță cred că împreună cu dumneavoastră realizăm lucruri bune și nu cred că nu am realizat nimic împreună până acum. Avem pe cineva care trimite 3 mesaje, cred că este chiar numărul care insista, care suna și insista. Bă, mă bucur că v-ați hotărât să trimite SMS. Spune, are 3 mesaje, dar 2 sunt identice. Salvați mineritul, încercați să mergeți în carieră să vedeți viața de miner. Uitați-vă toți primarii și salvați mineritul. Uniți-vă toți primarii și salvați mineritul. Încercați să mergeți în cariere și să vedeți viața de miner. Probabil că este un miner care se teme pentru locul lui de muncă. Puteți face ceva în sensul deci, ăsta de a salva mineritul? Adică mai avem limita, 4 minute, 3 în limita minute. Posibilităților noastre ca autorități publice locale, în limita
legislației în vigoare, firește, noi milităm și suntem pentru dezvoltarea mineritului, această ramură a economiei care până la urmă a adus bunăstare în această zonă a județului și în comuna noastră implicit. Și chiar mâine vom avea o întâlnire cu anumiți factori de decizie la nivelul mineritului, pentru că, iată, se reduc locuri de muncă, noi nu suntem mulțumiți absolut deloc în ceea ce privește reducerea locurilor de muncă și ceea ce rămâne în urma mineritului. Am spus-o întotdeauna, sunt pentru o industrializare în această zonă, dar haideți să o facem cu pătat, haideți să o facem și cu lucruri care rămân pe vecie. Până la urmă, nu putem să lăsăm niște gropi și niște halde de steril sau halde de steril în urma noastră. Da. Avem un mesaj care n-am să-l citesc pe post pentru că se referă, e o acuzație la o persoană, persoana nu este de față, am să vi-l spun dumneavoastră. Este vorba de un mesaj care revine la cea informație despre domnul Bărboi. Am să vă spun ce acuzație este la adresa domnului Bărboi după ce se termină, dragă telespectatorule, emisiunea, pentru că, nefiind domnul Bărboi de față, nu avem voie să-l acuzăm în direct fără să-i dăm dreptul să se apere, da? Am să-i comunic domnului primar mesajul dumneavoastră și dânsul o să verifice, să vadă dacă este ceva de făcut. Așa. Un mesaj care spune te văd, te văd, te văd peste tot. Pe cine? Mulțumesc. Pe domnul primar? Mulțumesc sau pe mine? Mulțumesc de suflet că sunt urmări și dacă mă vedeți cu siguranță... Înseamnă că se uită la ENSA TV. Yes. Nu numai la ENSA TV și înseamnă că monitorizați activitatea mea și atunci nu există niciun fel de dubiu că sunteți atenți la ceea ce ați votat. Să nu se mai ducă nimeni cu animalele pe izlas până la 1 aprilie, zice Florin, care a trimis și mesajul anterior despre domnul Bărboi. Domnul Florin, vă promit că voi spune domnului primar și mesajul anterior, deci da, să nu se mai ducă nimeni pe izlas până la 1 aprilie. Militez, spune domnul Florin, e corect, da? Militez în mod clar să facem pășunatul astfel încât să lăsăm iarba să se regenereze, să avem un randament și să-l facem în acea perioadă a anului în care natura ne permite, că întotdeauna Dumnezeu ne-a arătat și natura că dacă ne împotrivim ei, și ei este împotriva noastră. Da. Domnule primar, emisiunea s-a terminat. Este, din păcate, prea scurtă pentru câte deci, putem vorbi. Dați-mi voie să spun un ultim cuvânt. Vă rog. Stimați cetățenii ai Comunei Bulten și ai satului Moi, în mod special, pentru că există această problemă acum acolo. În prima ședință de Consiliu vom da curs cererilor dumneavoastră, dar în primul rând vreau să vă asigur că atât eu cât și Consiliul Local Bulteni sunt pentru ca islazul comunal să rămână cetățenilor Comunei Bulteni. Iar legea ați verificat și vă permite asta? Cred că, bineînțeles, acum, în limita legii, forul hotărător aici este Consiliul Local Bulteni. Iar eu sunt cel care duc la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local. Și sunteți pentru ca izlazul să rămână deci cetățenilor și să nu-l închiriați la altcineva. La vremea respectivă nu aveam decât niște elemente care nu aveam, nu intrasem în studierea lor. Rog să mă iertați dacă cumva v-am jignit sau dacă cumva v-am lezat interesele dumneavoastră, dar acum sunt în deplină legalitate să vă spun ceea ce v-am spus mai devreme, în sensul că sunt pentru dumneavoastră și înainte și acum sunt pentru dumneavoastră, cu acel mic amendament că la vremea respectivă, dacă nu m-am făcut bineînțeles, spuneam doar că este o firmă care are autorizație de funcționare pe raza Comunei Bulteni, nici de cum că i-am închiriat sau că dorim să vindem acel islas comunal firmei respective. Mulțumesc, domnule primar, pentru că ați răspuns invitației noastre și vă mai așteptăm la ENSA TV. Cu siguranță vom mai veni de câte ori doriți dumneavoastră. O seară bună, dragi telespectatori.